Pentru că în momentul crucificării lui Iisus toate au fost marcate, cerul a fost marcat, că s-a întunecat, soarele a fost marcat, și-a întors fața, pământul a fost marcat, că a tremurat, s-a produs cu tremur de pământ, s-au despicat stâncile, s-au deschis morminte, toate s-au clătinat de la locul lor. Și mulți sfinți, trupuri de ale sfinților, au înviat și s-au arătat încetat odată cu învierea lui. Iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită îi era fața și atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor. Dragii mei, mă simt înaintea voastră ca un slujitor care ar dori să fie în primul rând pe placul lui Dumnezeu și în al doilea rând folositor pentru oițele Domnului, amin, pentru poporul lui. Săptămâna aceasta a fost o săptămână deosebită pentru viața mea. Am trăit-o în lacrimi și m-am bucurat, citind suferințele Domnului și căutând în același timp să găsesc câteva gânduri folositoare pentru cei ce mă ascultă, cei cărora le vorbesc. Am urmărit predicele fratelui Marius și m-a adus aminte de copilăria mea. Tata meu iubea mult cărțele, probabil l-am moștenit. Țin minte că apăruse pe masa tatălui meu o carte cu coperțele galben, portocaliu. Și jos era desenat un miel junghiat, și eu ca copil mă uitam și plângeam de mila mielului. Și pe cartea aceea scrie cele 7 cuvinte de pe cruce. Și autorul era Radu Valentin. N-am știut cine era Radu Valentin până mai târziu, când am înțeles că era pseudonimul lui Richard Wurmbrand, care, ca să poată edita, scria sub un pseudonim, Radu Valentin. Apoi a scris cartea Vrăjmașii lui Iisus și multe altele, tot sub pseudonim. Le țin minte din copilărie. Altădată, subiectul frumos care și l-a amintit el și l-a propus, cele 7 cuvinte de pe cruce, alții au spus, vocea de pe cruce. Pentru că ei au vorbit despre vocea de pe cruce și despre cuvintele de pe cruce, eu m-am gândit să vorbesc și să fac un interviu ca să înțelegem un lucru. Ce înseamnă a sta lângă cruce sau sub crucea Domnului Iisus? Că este una să cânți despre crucea Domnului, când la cruce unde Hristos murea, am dorit harul a dobândit, ține-mă la crucea ta, și așa mai sunt sumedenie. Dar e una să cânți despre cruce și este mult mai deosebit să fii lângă cruce și să ai curajul să stai sub cruce și sinceritatea. De aceea aș vrea să vă citesc câteva cuvinte. Nu fac gimnastică cu voi, stați liniștiți și ascultați cu urechea. Lângă crucea lui Iisus stătea mama lui și sora mamei lui, Maria, nevasta lui Clopa și Maria Magdalena. Când a văzut Iisus pe mama sa și lângă ea pe ucenicul pe care îl iubea, a zis mamei sale. Apoi a zis ucenicului, și la ceasul acela ucenicul a luat-o acasă. Voi știți ce le-a zis? Femeie, iată fiul tău. Și ucenicului, fiule, iată mama ta. Aș dori să putem să înțelegem ce înseamnă a sta lângă crucea lui Iisus. Dacă eu și voi
am fi fost în momentul când l-au prins pe Iisus și l-au dus înaintea lui Pilat și au cerut răstignirea lui în momentul când Israelul a zis, noi nu avem alt împărat. În Israelul acela, în timpul acela Israelul fu fără Dumnezeu. Mai tare ca pe vremea lui Samuel. Noi nu avem alt împărat decât pe Cezarul. Și Duhul Sfânt i-a mustrat prin scrierea lui Pilat, că prima dată scrie în evreiește, și le-a spus evreilor, ăsta e împăratul vostru, Dumnezeu. La romani le-a spus, voi căutați puterea, dar împăratul împăraților e fiul meu, Iisus Hristos. Și grecilor le-a spus, El este înțelepciunea, nu voi. Aleluia. Ce înseamnă să stai lângă cruce? Dacă am fi fost noi acolo, mă întreb, cât am fi fost de departe sau de aproape? Ai fi avut curajul să te apropii de crucea lui Iisus și să stai sub... Aha, și tu ești de-a Lui! Avem noi cuieșul pentru tine! Care e problema? Cât de departe sau cât de aproape am fi stat noi? Sau cât de departe stăm noi astăzi? Sau cât de aproape stăm noi de crucea lui Iisus? Soldații romani erau acolo din pricina datoriei, erau obligați să îndeplinească porunca, să-L crucifice. Dar mai era acolo Maria, mama Domnului, Maria Magdalena, Salome, sora Mariei și ucenicul pe care îl iubea Iisus. Dar ăștia nu au fost din obligație. Nu i-a obligat nimeni să se ducă acolo. Ei îl iubeau pe Iisus. Din devoțiune, din dragostea lor față de Iisus, ei s-au dus și au fost lângă cruce. Tare deseori folosim noi cuvântul acesta, dar aș dori prin mesajul meu în câteva cuvinte să putem înțelege cât uși de puțin ce înseamnă asta lângă cruce. Probabil că cel mai bun lucru pe care l-am putea face este să întrebăm pe cei ce au fost lângă cruce, pe cei care au fost în momentele când Iisus gemea pe cruce, în momentele când Iisus suspina și se zvârcolea în durerile și în chinurile răstignirii. Pentru că în momentul crucificării lui Iisus toate au fost marcate, cerul a fost marcat, că s-a întunecat, soarele a fost marcat, și-a întors fața, pământul a fost marcat, că a tremurat, s-a produs cu tremur de pământ, s-au despicat stâncile, s-au deschis morminte, toate s-au clătinat de la locul lor. Și mulți sfinți, trupuri de ale sfinților, au înviat și s-au arătat în cetate odată cu învierea Lui. Toate au fost marcate de moartea Domnului Iisus Hristos. Haideți să întrebăm pe Maria Magdalena, pe Maria, mama Domnului, pe Salome, pe ucenicul Ioan, să întrebăm pe ei, să vedem, să facem așa prin imaginația noastră, prin credința noastră, un mic interviu. Eu aș vrea să încerc, pentru că ultima care e pusă în lista lor este Maria Magdalena și pentru că se potrivește subiectului vorbit de fratele Marius, cuvânt de mântuire, cum e scris titlul, să privim și să-i luăm în interviu. În Evanghelia după Ioan, într-adevăr, ea este ultima așezată. Dar eu doresc să încep cu ea. Dacă în această zi ați putea o întâlni, dimineața, după masă, pe Maria Magdalena și ea spune, Maria, Magdalena, tu ai fost lângă crucea lui Iisus când El era crucificat. Ce a însemnat pentru tine locul acela? Ce ai trăit tu acolo? Ce s-a întâmplat? Ce ai trăit? Ce înseamnă pentru tine să fii sub crucea lui Iisus? Pentru mine, mă gândesc ca ți-ar răspunde, pentru mine crucea Domnului Iisus este locul răscumpărării. Crucea Domnului Iisus Hristos este locul răscumpărării, dragii mei. Maria Magdalena a fost eliberată și răscumpărată de Domnul Iisus Hristos. Ea este menționată în Luca 8, cu 2, ca o femeie din care Dumnezeu a scos 7 demoni.
Acest lucru e consemnat și în Evanghelia după Marcu 16:9. Maria Magdalena a fost împovorată și robită greu de Satan. Nu suntem în stare să ne dăm seama ce înseamnă această robie de 7 demoni. E greu să înțelegem ce înseamnă unul. Dar haideți înainte ca să o judecăm, să o lăsăm în pace starea ei și să venim în epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 2, 1-3. Și voi erați mulți în greșelile voastre, în care i-a trăiați odinioară, după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează în fiecare neascultării. Vedeți? Și lumea care e posedată de forțele acestea răului cât este de cumplită. Forțele demonice sunt la lucru în viața și în viețile oamenilor necredincioși astăzi. Căci numai prin eliberarea lui Iisus Hristos poți scăpa de Duhul care lucrează în cei neascultători, în cei nepocăiți. Aceste forțe ar dori să zdrobească și mintea și inima copiilor lui Dumnezeu la fel. Ar vrea să-i țină în robia păcatului. Satan a fost la lucru și în inima Mariei Magdalena, până în momentul când s-a întâlnit cu Iisus Hristos și i-a scos afară, a eliberat-o. Când mă gândesc la eliberare, mă gândesc la faptele apostolilor, la apostolul Pavel, în 26:18. Dumnezeu a spus lui Pavel aceste cuvinte pentru a arăta care va fi misiunea lui când îl va trimite în ogorul Evangheliei. Te-am ales din mijlocul norodului acesteia și din mijlocul neamurilor la care te trimet, ca să le deschizi ochii. Se vede ce înseamnă răscumpărarea și mântuirea. Să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea Satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Dacă tu te încrezi în Iisus Hristos și predai viața ta Lui cu întregime, aceste transformări uimitoare vor avea loc în viața ta. Aceste transformări uimitoare vor avea loc și în viața ta. Tu vei merge din întuneric, din întunericul minții, din întunericul moral, din întunericul spiritual și vei veni la lumina curată a Evangheliei. Spunea Pavel, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită din pricina celor ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o. Dumnezeu veacului acestea. Tu mergi de sub puterea lui Satan, sub puterea lui Iisus Hristos. Dumnezeu va începe să controleze viața ta și să te folosească. Tu ieși de sub puterea vinovăției, păcatului și intri în bucuria iertării lui Dumnezeu. Tu ești dus sub povara sărăciei și te bucuri de bogăția ca un moștenitor al lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Toate acestea, aceasta a făcut Iisus Hristos pentru Maria Magdalena. Pentru că Dumnezeu l-a întrebat pe diavolul, de unde vii Satanul? De la cutreierarea pământului și plimbarea care am făcut-o pe el. Dar despre Iisus găsim și mergea din cetate în cetate și din sat în sat. Propovădea Evanghelia lui Dumnezeu, dar în același timp Iisus Hristos se încărca cu păcatele oamenilor când a spus fariseilor, să știți că pe pământ fiul omului are puterea să ierte păcatele. Ție îți poruncesc, după ce i-a spus că îi sunt iertate păcatele, la femeie iertate sunt păcatele, la bolnavi, la leproși i-a curățit. De ce? Cu alte cuvinte spunea, mă duc la Ierusalim! Și acolo am să plătesc pentru voi răscumpărarea voastră. Iau păcatele voastre, boalele voastre, neputințele voastre, pentru că eu sunt în drum spre Ierusalim. Zacheu a avut ultima oportunitate să-L întâlnească pe Iisus. Niciodată nu L-a mai întâlnit pe pământ, pentru că El era în călătorie să plătească datoria mântuirii Lui. Aleluia! Acest miracol al răscumpărării este un lucru costisitor. Nu așa de simplă. Pe Dumnezeu l-a costat mult. Când Iisus a eliberat-o pe Maria Magdalena de sub puterea celui rău, această eliberare l-a costat mult. L-a costat mult. Stând acolo sub cruce, Maria Magdalena a văzut prețul plătit. Vedeți? Iisus a trebuit să moară pentru ca noi să fim răscumpărați, pentru ca noi să fim eliberați, glorie Lui.
Pentru ca eu să pot ieși din întuneric la lumină, El a trebuit ca să iasă din lumină și să intre în întuneric. Ca din împărăția întunericului să mă scoată de acolo. Ar fi putut sta pe tronul universului, dar a preferat să dea sceptrul în mâna Tatălui, să vină din ceruri, să dea lumină celor ce zac în întuneric și viață celor ce pierd. Pentru ca eu să fiu eliberat de sub Satan, Iisus a trebuit să fie părăsit de Dumnezeu pe cruce, pentru că a luat păcatele și robia noastră asupra Lui. Pentru ca eu să fiu eliberat de vinovăția păcatului, Iisus a trebuit să fie făcut păcat în locul meu, pentru ca El să mă poată să mă facă pe mine bogat, a trebuit să fie și să moară ca cel mai sărac dintre toți săracii. Nici o mirare că Maria a stat lângă cruce fără frică. Nu i-a mai fost frică că o acuză și că ce caută acolo. Nici o mirare că a fost când l-au îngropat pe Iisus Hristos. Nici o mirare că a venit la mormânt în dimineața învierii. Maria a experimentat răscumpărarea. A experimentat răscumpărarea, stând aproape de cruce. Maria ne-a spus, pentru mine crucea este locul răscumpărării. Amin. Ce este crucea pentru tine? Este crucea un loc al răscumpărării pentru tine? Te-ai gândit vreodată la locul acesta? Poți tu să spui, eu mă încred în Iisus Hristos și El m-a eliberat din împărăția întunericului și m-a dus la lumină. Aleluia. Poți să spui treaba asta. M-a scos de sub puterea diavolului și m-a dus sub puterea lui Dumnezeu. Aleluia. Care mă guvernează. M-a eliberat de sub vinovăția păcatului și mi-a dat iertare de plină. Te bucuri de ea. M-a eliberat din sărăcie și m-a dus la moștenirea credinței în El. Dacă aceasta nu este adevărat în viața ta atunci, tu ai pierdut totul ceea ce Iisus Hristos a câștigat pentru tine pe cruce. Spre încheiere, ai vrea să mă rog Domnule să-mi dea tărie sub controlul Duhului în care simți să-L simți și tu. Poate că și tu ești împovărat în sufletul tău. Poate între stări neînțelese îți chinuie și ție viața. Poate boale tainice și grele te macină. Sau păcate trecute și prezente te țin în robie. Poate trăiești în întuneric spiritual. Poate teama neînțeleasă te chinuie. Gelozia, pisma și invidia îți tulbură somnul și orice rău care s-ar putea găsi în viața ta, care te apasă, vin alături de Maria Magdalena, alături de mama lui Iisus, alături de Salome, alături de ucenicul iubit, alături de milioanele de oameni, femei, părinți, copii, alături de milioanele care au venit la cruce și și-au găsit salvarea, vindecarea, iertarea și mântuirea, și au fost răscumpărați prin jertfa sfântă de pe crucea Domnului Iisus Hristos. Pentru Maria Magdalena, crucea a fost locul răscumpărării. Ce este pentru tine? Vino alături de miile și milioanele de cei care au știut să vină lângă cruce, și-au văzut prețul când mielul lui Dumnezeu plătea prețul răscumpărării, prețul mântuirii. Maria a putut să vadă și să înțeleagă. Da, am fost eu eliberată, dar uite cum plătește El eliberarea mea, iertarea mea, răscumpărarea mea. Dacă te simți cercetat prin Duhul Domnului și prin credința ta privești sub crucea Domnului, vino cu problemele tale, vino cu întristările tale, cu bolele tale ascunse, cu disperările tale, cu neliniștea, cu păcatele tale, cu conștiința încărcată, să fii liber! Ascultă mărturia celor ce au fost
Da, pentru mine locul sub cruce este locul răscumpărării, locul unde Iisus a plătit prețul meu, prețul răscumpărării mele. Acolo El a fost pedepsit ca eu să fiu iertat, a fost rănit ca eu să fiu vindecat, a fost făcut blestem ca eu să mă pot bucura de binecuvântare, a fost sărac ca eu să fiu bogat. O, minunea transformărilor, și totul ține câștigat El prin moartea Lui. Haideți să ne rugăm Domnului! Yeah.